În primul rând, din partea Sindicatului Solidaritatea, Sindicatul Medicilor din Spitalul Județean Suceava, aș vrea să transmit, în primul rând, condoleanțe pentru decesul doctorului Cristof, chirurgului Cristof, tatăl președintelui sindicatului. Din acest motiv, el nu se poate afla astăzi aici și am venit eu, respectiv avocatul care reprezint interesele acestui sindicat. Se protestează, în principiu, pentru următoarele chestiuni. Corelarea calculării retribuțiilor pentru plata gărzilor și a sporurilor la nivelul veniturilor din anul 2023 și nu din anul 2018, cum este în prezent. Se mai protestează pentru plata formării profesionale continue a medicilor și se mai protestează și pentru stabilirea schimbului de gardă, a programului de schimb de gardă, ca fiind program normat de lucru. Acestea ar fi principalele revendicări. Astăzi are loc aici o pichetare, practic nu este un protest propriu-zis, este doar o atenționare, că în cazul în care nu se vor soluționa favorabil aceste solicitări ale medicilor, lucrurile vor continua și se va putea ajunge inclusiv la forme de protest, cum ar fi greva, care poate fi de avertisment, de solidaritate sau chiar grevă generală. Ca să vă dau un exemplu, un medic din Spitalul Județean Suceava astăzi preferă să renunțe la a mai efectua gărzi, deoarece acestea sunt plătite mai puțin decât câștigă în programul normal de lucru. Domnule avocat, cât este plătită ora de gardă în Spitalul Județean Suceava, în majoritatea secțiilor, în momentul ăsta? La momentul acesta, eu vă pot spune că un medic care lucrează programul normal de lucru de 7 ore, câștigă mai mult decât ar câștiga în momentul în care datele acestea cu sumele exacte, astea le veți putea solicita oficial din partea sindicatului, vă pun la dispoziție aceste date. Eu vă pot spune în momentul de față că există doctori, medici, care și-au manifestat opțiunea de a renunța la a mai efectua gărzi, pentru că efectiv nu reprezintă o motivație nici din punct de vedere salarial al veniturilor și nici din punct de vedere al efectiv a avea o satisfacție pe baza muncii efectuate. Câți din cei 270 de medici din spital au renunțat să mai facă gărzi? Repet, statistici oficiale vi le pot oferi sindicatul în urma unei adrese oficiale. Ce sunt familie? Domnul doctor Bordiniuc este? Domnul doctor Bordiniuc, am înțeles că este secretar și nu este de față, iar celălalt membru din conducere este în concediu. Atunci, dintre medici, suntem la chirurgi. La chirurg, un medic primar, cu cât are plătit ora de gardă în timpul săptămânii și cu cât în weekend? Eu v-aș ruga, pentru a lucra cu date corecte, v-aș ruga să formulați o solicitare de date de interes public oficial și veți primi un răspuns în scris. Mulțumesc! Să discutăm asupra lor. Perfect. Când o să revină din asta, atunci faceți o solicitare oficială. Așa, nu cred că o să aveți multă susținere din partea presiei.